Pentru absolvenții de liceu sau cei care vor promova bacalaureatul în această vară, sunt disponibile 130 de locuri în instituții de învățământ superior cu caracter militar din București, Sibiu, Brașov și Constanța. Școlarizarea se face în rețeaua de învățământ a Ministerului Apărării Naționale, care pregătește personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. În același context, sunt disponibile și 65 de locuri în școlile de maestri militari de la Pitești, Sibiu, Boboc, Buzău, Constanța și Chitila. Dosarele se pot depune la Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara până în data de 20 mai. Pentru tinerii care își doresc o carieră militară, avem vești bune. Se desfășoară concursul de admitere în instituțiile de învățământ, din structura Ministerul Apărării Naționale, care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de înscriere se pot completa la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Decebal Hunedoara, situat în localitatea Deva, strada Titu Maiorescu, numărul 30, până la data de 20 mai. În instituțiile de învățământ superior, durata studiilor este de 3 sau 4 ani, iar în cele de maestri militari de 2 ani. Mai multe detalii legate de specializări se pot afla de pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.